continuare președintele PNţCD, deci trăiește această impostură și ca și cum nu a făcut suficient rău partidului, continuă să facă astfel de declarații care sunt în totală neconcordanță cu doctrina și ideologia partidului istoric PNţCD. Noi suntem reprezentanții legali și de drept și de fapt ai PNţCD și în Constanța și la nivel național am avut și un congres care e pe rolul instanței de judecată pentru a fi înregistrat, dar argumentele cu care dovedim clar că și indubitabil că suntem reprezentanți legali ai PNţCD sunt pe de o parte hotărârea prin care eu am câștigat procesul cu Aurelian Paverescu pe care l-am dat în judecată pentru că m-a expus din partid și Curtea de Apel București a hotărât desființarea hotărârii lui Aurelian Paverescu și mi-a admis cererea mea prin care ceream anularea sancțiunii dată și așa, în mod cu totul și cu totul abuziv, dovadă că așa a și constatat instanța lipsa de a-mi da dreptul să mă apăr și așa mai departe. Cu atâta greutate în spate, un partid care a făurit România Mare, un partid care a condus în cele mai grele perioade România și care a exprimat principii, a pus în valoare principii, a exprimat principii, a recomandat principiul de morală creștină în politică. Și am subliniat acest principiu în primul rând, pentru că asistăm cu toții la o criză morală în politica românească și care pur și simplu răstoarnă valorile și care pur și simplu pune în pericol imaginea României în Uniunea Europeană și în lume. Aproape este incredibil să constatăm cu toții câte acte de corupție, câte arestări, câte procese, câte averi sechestrate și care nu sunt executate. Adică sunt atât de multe fapte încât nu putem să nu dăm dreptate protestatarilor care, din punctul meu de vedere, au fost mânați să iasă în stradă pentru că au acumulat atât de multe nedreptăți sociale, profesionale și politice, încât a fost suficientă o chemare și au venit cu tot sufletul în piața universității. Piața care, cum spuneam, este simbolul libertății și democrației de la Revoluție în Bașa.